Hei, salut! Bine te-am găsit la un nou video. O să fie un video foarte, foarte special pentru voi, pentru persoanele care vor să învețe League of Legends. O să fie un fel de guide în care explic tot ce fac și gen vă explic cum să vă câștigați și voi meciurile, la fel cum o fac eu. E bine, suntem în gen Silver și... Așa, pentru persoanele care ceva de genul, da frate, tu ești nu știu ce divizie și te joci în Silver. Ok, păi, dacă eu pot să câștig așa în Silver, puteți să faceți și voi exact același lucru și să câștigați în Silver la fel. O să încerc să explic cât mai bine tot ce fac, ca să puteți să înțelegeți și voi și cât de cât să copiați câte ceva. Ne batem contra George Constanța, care l-am văzut că a început cu W și E pe brand, așa că știm că putem să-l batem, mai ales că avem Lethal Tempo. Yasuo e foarte strong cu Lethal Tempo early game. Știm că nu are Q ca să ne dea stun, aici putem să dăm E pe minion să-i dăm stun, știm că nu mai are flash și putem să-l omorâm foarte ușor așa. În general trebuie să joci în jurul la abilitățile la campionul tău inamic dacă ești în situații de genul. Și am ales fix Yasuo pentru acest video, nu știu de ce. Inițial voiam să mă joc Diana pentru că Diana mi se pare un campion... Diana mi se părea un campion foarte gen versatil să-l jucați. Ok, aici o să-mi dau recall și să vă explic de ce. Eu am pușat wave-ul ăsta care intra la el în turn. Întotdeauna vrei să pușezi wave-ul înainte să-ți dai recall și vrei să nu stai degeaba pe lane. Adică nu vrei să stai și să-ți pierzi vremea. Dacă tu stai și pierzi vremea pe lane, o să-ți pierzi foarte mult timp. Din greșelile pe care le-am văzut la coaching. Ideea e că întotdeauna, dacă ai făcut kill pe inamic, încerci să pușezi dacă e posibil sau dacă rămâne wave-ul egal și consideri că nu ai pierde destui minioni, poți să-ți dai recall. Trebuie doar să verific să nu-mi bată lumina în cameră, să nu vă facă pe voi... Așa. Ok. Ideea e că George al meu mi-a dat deja flame. Bun, acum știm că are Q pentru că are level 3 și știm că o să ne dea stun cu Q. Noi putem să folosim windwall-ul ca să nu ne luăm stun. Și-o da Q, are 500.000 de puncte pe brand, by the way, și mi-a dat Q random, gen numai așa, numai ca să nu dea stun. Ok, interesant, mă rog, poate avea el un plan acolo, dar nu știu exact. Uite, George, de exemplu, este românul clasic, care probabil este hater la mine și zice... Băi frate, so much skill, nu am făcut eu nicio greșeală, m-ai bătut-o pentru că campionul tău e broken sau ceva de genul, sau ai avut noroc, frate. No. Uite, George al meu e main de brand, el își dă Q random. I-am dat cancel la Q de... Aici o să încerc să dau W-ul, dar nu are rost. Bun, skill bro, păi am jucat extrem de bine, nu știu de ce zice skill bro George al meu, dar ok, o să fie amuzant. Dacă e abonat la mine, e amuzant. Cum am zis, am pușat wave-ul, aici nu are rost să mergem să luăm plate-uri, pentru că turetele au damage reduction în primele 5 minute, adică eu o să-i dau basically 0 damage la tureta aia, n-are niciun... Mamă, stai că nu așa mergem, stați așa. Așa, basically nu are nici un rost să mă duc să dau în tureta aia. Ok, acum o să vă explic puțin ce s-a întâmplat pe mid. Am dat push la wave-ul ăla mare, care a rămas în turn, iar amândouă wave-urile noi au venit din partea lui și din partea mea. Wave-ul meu a ajuns până la el în turn, în timp ce wave-ul celălalt tanca turnul și wave-ul lui s-a oprit aici în turn ca să dea în minionii care au rămas în turn. Și mie mi-au venit 5 minioni din 6. Gen, din tot wave-ul ăla eu n-am pierdut decât un singur minion. În schimb, dacă gen se dădea freeze la mijlocul lane-ului sau ceva de genul, pierdeam gen 3 minioni. Și asta e o chestie, se numește bounce chestia asta, mă rog, puteți să căutați pe YouTube, e puțin mai ușor să căutați pe YouTube pentru că sunt tutoriale gen dedicate pentru chestia asta, e mai ușor decât să vă explic eu în timp ce joc. Aici am vrut să dau QW, probabil ați văzut pe keyboard. De ce mi-a dat ignite? Gen, George al meu e silver, știți ce zic? Adică... Nu e cel mai... Nu e gen super divizie proastă, dar nu e nici super divizie bună, dar... Iar prinde bine un coach la George, ca să-i explici cineva. Uite, frate, ai putea să nu-ți mai dai abilitățile așa, ai putea să... Adică nu știu exact de ce ar trebui să explic cum să joace brand, mi se pare foarte ciudat, dar... Uite, de exemplu, George al meu face o greșeală...
Stai că poate nici nu-i, poate nici nu-i român. E George Constanza. Nu știu exact. Nu știu exact dacă e nume de ceva, stați puțin. Adică dacă știe cineva, dacă e ceva reference, îmi pare rău, dar eu nu le știu. No, ideea e că George al meu își dă eu pe brand foarte... Uite, aici aș vrea să iau plate dacă e posibil. Vedem, ne uităm la HP-ul de la turn aici în stânga, din moment ce am dat click. Nu mi-am dat recall încă pentru că n-aș avea un item destul de mare, un item spike destul de mare. Ne jucăm chill momentan, știți ce zic? Avem lifesteal, putem să-l batem destul de ușor. Aș încerca să pușez wave-ul ăsta și să-mi dau recall, dar asta însemna să pierd wave-ul, să pierd plate-ul dacă... Uite, aici George al meu a încercat puțin să facă câte ceva, dar nu i-a ieșit. În sine, încercarea a fost bună. O să vreau să iau plate-ul ăsta, am luat plate-ul și acum ne putem da back. Totuși aș mai pușa un wave înainte să-mi dau back. Also, nu e bine să-ți dai back pe wave-uri micuțe. Întotdeauna e, bine, e mai bine să-ți dai recall pe cannon wave, pentru că se împinge mult mai greu. Adică adversarului iar lua mult mai mult timp să pușeze wave-ul de cannon. Cât și... Uite, aici pot să-mi dau recall, de exemplu. Iar lua mult mai mult să pușeze wave-ul de cannon, cât și să... cât și turnului să omoare wave-ul de cannon, pentru că ar targeta cannon-ul prima dată și probabil ar ai ajunge să prinzi cannon-ul. Implicit și ceilalți minioni. Uite, aici am pierdut un minion din nou, pentru că am pușat wave-ul foarte bine când l-am pușat. Bun, flash. Ideea e că mă joc fix Yasuo, adică e... Gen, voi puteți să vă jucați orice campion cu chestia asta și să urmați aceleași gen chestii. Fiți atenți la inamic ce face, băgați-vă pe el când știți ce abilități are, dacă nu și-a luat abilități proaste. Aici trebuie să dau EQ, dar n-am fost... Ok, ciudat. Ciudat, din nou. Nu mă are șai, nu. Ok. S-a jucat puțin mai prost, a rămas, mă rog, totuși a rămas 2 HP, dar... Am lucky. Hai. Se mai întâmplă chat. Am jucat puțin mai prost, puteam să... De fapt, nu cred că puteam să dau EQ, că n-am destul attack speed, EQ-r. Să-i dau Keyblade din alea, scheme de Yasuo. Da, mă rog. Nu cred că pot să bat pe Kane aici, mai ales că mi-a luat un tower shot. Dacă are râu, mă bate. Nu mă moară din râu ăsta, dar... N-am cum să scap, avea Q-ul, gen aici. Trebuia ori să încerc să-l bat, să văd dacă mi-au lifesteal destul cât să-l omor. Ori muream oricum. Bun. No, ce încercam să zic. La level 2, de exemplu, l-am văzut pe brand că a început cu W, ok. Apoi l-am văzut că și-a luat E-ul. Deci am știut că pot să intru pe el și să-l omor la level 2, pentru că știam că nu are Q, care mi-ar fi dat stun. Știam că e 100% gen win la level 2, pentru că mă joc Yasuo. Trebuie să știi fiecare campion ce face. De exemplu, Yasuo e de un milion de ori mai bun decât brand la level 2. Chiar dacă avea Q brand, el nu putea să-mi dea pasiva care are el, gen de 3 stack-uri. Adică trebuie să dai 3, să nimerești 3 abilități ca să puște chestia aia care dă mai mult damage. Basically, ăla e kit-ul lui Brand. Cam așa dă el de damage. Dacă el nu are level 3, cât să dea 3 abilități, gen, cu majoritatea campionilor o să câștigi. Mă rog, depinde fiecare campion ce puteri și slăbiciune are. Dar, înțelegeți, Yasuo e mai bun la level 2. E mult mai bun la level 2 decât Brand. Ca idee, nu? Acum depinde de fiecare campion ce te joci, ce nu te joci, știi ce zic? Iar are Nocturne ult. Mamă, mi-i bate Rengar, e 5-2 Rengar, voi vă dați seama? Stai așa, că mă duc și eu. Aduc și eu chat, că nu se poate altcumva. Vine și wave-ul. Mă, Nocturne-a meu nu prea a încercat. Nu o să vă mint. Are bone plating. Ok, o să încerce să mă moare. Stai, mor. De ce a durat atâta de mult? Nu mi se pare ireal. Ok, nu vrea să se bată cu noi? Adică eu stau destul de low aici, dar mie că am mintat puțin și că o să vină și Brand aici. E un troll destul de mare ce am făcut aici, dar măcar iau plate-uri de pe turn. N-am luat plate-ul ăla, mi se pare ireal ăsta cu Nocturne bine. Ok, nu o să mă mai joc în jurul echipei, o să vă învăț să vă jucați singur, că nu merge cu băieți de genul. Adică pot să mă bag aici? N-o să zic nimic de ăsta cu Nocturne, sincer, o să... O să zic că a jucat bine și ai, nici nu mai stau la plate, mă duc direct pe mid.
am pierdut o grămadă de timp aici, gen am pierdut. E un play super bad ce am făcut aici. Uite, am făcut asta ca să vă arăt să nu faceți, promit, da. What the fuck. Nu știu cum îl batem. Mă rog, ok. Mă rog, bine. Whatever. Interesant. Numai ei știu ce vor să facă. No, ideea e că ne-am întors pe mid. Am pierdut super mult XP. Adică au ajuns Brand să fie egal level cu noi. Să nu mai zic de farm. Alo? Dă-i foc, ai. Ce să fac? Dacă George al meu se duce AFK. Opa, puiu. Battle. Ce să zic? Bun. Ce să fac cu George al meu? E încă mort George al meu, deci eu încă pot să pușez aici turnul. O sta destul de mult mort, deci, adică suntem destul de în față în match, deci o să aibă dead timer destul de mare. Așa că dacă se întâmplă chestii de genul, puteți să dați push cât mai tare ca să luați tureta cât mai curând. No, din moment ce s-a stat de strong, eu pot să stau pe mid aici. În alte situații, mă rog, fiecare match e diferit. De-aia, no, e puțin mai greu. Vă dați seama. Aici nu știu dacă pot să stau să iau turnul, nu prea cred, adică mă gândeam că poate mai rămâne Brand în bază. De fapt putem să luăm pentru că are 200 HP, adică mai trebuie vreo 4-3 hituri. Și aici putem să ne batem cu Brand. Mă, foarte mulți, foarte multe stunuri. Nu cred că pot să mă bag aici să-l bat, sau? Ulta de Yasuo nu dă damage până la final, adică tu nu ții target de la turn până la finalul ultimății. L-a bătut la Oi pe Rengar? Wow, ok. Gen, tu nu ții damage până la finalul ultimății. Gen, până când se dă gen damage-ul la final, basically. Care... No, te face să nu iei damage la turn, basically, până când nu se dă ultimata de tot, până când nu se dă damage. Și atunci poți să-i dai un burst, gen rapid, un RQ și aia ar fi. Salut, frate, ești abonat la Ololoș. Mă rog, acum nu, depinde de fiecare campion. Dar, nu ți-ai zis de ea. Sunt multe chestii, vă dați seama că nu pot să trec prin fiecare chestie în video-ul de astăzi, dar... Dacă cumva sunteți abonați fidel, să zicem. Acum îl bate Illaoi, îi bate 2v1 Illaoi. Nu mai zic nimic, mi-e rău. Dacă cumva sunteți abonați fidel, știți că... No, am câteva tipuri. Tipsuri pentru toată lumea în fiecare video, gen... Tipsuri secrete în fiecare video ascunse. Gen, doar persoanele care mă urmăresc le-ar ști. Adică acum nu zic să vă uitați la fiecare video ca să învățați, zic că în fiecare video mai zic eu câte o chestie din aia strălucită care probabil vă schimbă perspectiva asupra jocului și, nu știu, vă ajută. Aici nu prea are rost să mă duc nicăieri pentru că mă joc Yasuo și gen, știu că pot să fac 2v1 dacă ar fi să vină Kane. Îi văd pe toți pe hartă, gen, știu că nu poate să vină nimeni altcineva. Gen, Rengar e pe top. Draven cu Zira pe bot, îi văd pe toți și Kane dacă vine, e gen bat. No. Cam asta e ideea. Avem dragonul, putem să ne ajutăm junglerul la dragon. Oh, mă plictisesc. Am vrut să dau Q-ul, da. Aici ne-am blocat Q-ul puțin. M-am plictisit să-l țin aici. Eu, sincer, o trebuie... Mamă, dar mor pentru chestia asta. Nu e bine. Ok, am dat dodge la Kane la... La W dând E prin el. A fost foarte, foarte pont. Putem să mergem bază să ne luăm Infinity aici acum. E super bine, super lux, totul e perfect.
Dar scură, ce item de anti-healing îți iei acum pe Yasuo? Ăsta? Mi se pare ciudat, gen... Acum îți dă Magic Armor Penetration ăsta, care nu se stachează bine cu... ultimata lui Yasuo, care îți dă 50% Armor Pen. Aba, nu stai, ignoră 50% din bonus armor. Oh, wait, e ciudat. E ciudat făcută ulta lui Yasuo, acum mi-am dat seama. Gen, ignoră armura bonus, adică nu ignoră și base armor-ul pe care l-au toți campioni, adică doar... armura pe care o au din iteme. Deci tu nu dai damage în plus dacă dai ulta lui Yasuo în campioni care nu au armură cumpărată. I just realized. Wait, e foarte ciudat, wait, e extrem de ciudat formulată, wait, cred că toată lumea știa, sau credea cel puțin, că ulta de Yasuo, aici puteam să dau deși prin grom, dar nu am, nu mai zic nimic. Cred că toată lumea credea că ulta de Yasuo dă gen, mă rog, pentru cine a citit ulta de Yasuo și știe ce face, cred că toată lumea credea că dă damage în plus, gen, basically, că dă armor pen în plus, la toată lumea. Eu acum am observat, îți dă armor pen, gen, din bonus. Adică eu cum am 8-6 armură aici, 8-6 armură nu o să-mi reducă nimic din ea. O să reducă doar din itemele cumpărate, gen, de exemplu, Ninja Tabi, 50% din gen armura pe care o are Kane, de exemplu, cumpărată. Adică o să-i reducă 10 armură, doar. Uite, acum am observat, ulta de Yasuo e actually, gen, useless. Eu chiar credeam că reduce, gen, 50% din armura, gen, totală. Adică de la 8-6 mă reduce la, gen, 43, știi ce zic? Dar nu e așa. What? Adică, mă rog, ar da criturile mai mult. Îi va pe toți aici, e întrebarea. Am încercat eu ceva. Da, mă, Yasuo râ. Oh, i-a dat stop, Draven. Wait, o dat ulta. Ok, ce-o dat. Stai, ce mi-a dat knock-up acolo? Mamă, v-a plăcut Keyblade, Beyblade din alea. Sa, Pokémon am făcut. Nu e bine, mor. Nu! Stai, trebuie să fac asta cu Veigar ceva bun. Bravo, hai. V-am pupat, am plecat. Nu mai stăm. Sau de fapt așa 200 gold. Mai iau un kill, mai nu iau un kill. N-ar strica. Aici nu mă văd cum farmez oricum, pentru că avem Nocturne ult. Am făcut 200 gold-ul meu de care aveam nevoie. Aș putea să mă duc back, dar pierd. De fapt nu pierd, whatever. Puteam să iau turn aici, dar mă rog, whatever. Ne-am luat Bloodthirster. Bun, avem și Bloodthirster-ul acum. Acum o să ne facem și mai multă viață. Nu știu ce să mă duc mai de aici încolo, dar... Deci e bun armor pen-ul pe Yasuo până la urmă. Dar nu atât de bun. E ciudat, e ciudat. E ciudat. Gen, nu știu dacă se aplică... Nu, adică cred că se stachează, actually. Acum îmi dau seama. Stai puțin, eu trebuie să fac niște calcule aici. Am video ăsta chat foarte interesant. Adică cred că chiar se stachează ulta de Yasuo cu pen-ul. Pentru că tu le scazi, gen... Tu le scazi 30% din armură cu penul tău. N-a mers Q! Da, nu-i 5 pe top, 5 pe top. Ok, am dat 1000 gold la Rengar, da, mă rog. Deci, Brand cu 0.8 mi-a dat one shot. Brand cu 0.8 a fost singurul care mi-a dat damage. Ce broken e Brand. Doamne ferește cât de broken e Brand. Doamne ferește cât de broken e Brand. Ok, what the fuck. Bun. Continuând cu calculele mele, 2 secunde. Deci, tu scazi din bonus armorul lor. Dar tu ignori armura lor.
Gen, tu toți scazi din bonus armorul lor. Dar oricum ignori, gen, de la armor pen. Dar gen, ignoră același procentaj. Poate să fie, poate să se stacheze în două moduri foarte, unul foarte bun, unul foarte prost, adică ignoră gen același procentaj, adică gen. Sau cum? Nu, că ăsta e din total armor, nu știu, e ciudat rău, nu. Vrea cancel la Q. Ok. N-am windwall aici. Am, bateți-vă cu mine, bun, perfect. Aia nu mă atinge vreodată! Ce cringe! Nu eram în range! Efectiv, nu eram în range! Nu eram deloc în range! Nu se pune așa ceva, nu se pune. Nu, nu e ok ce s-a întâmplat acolo. Na, mi se pare ireal. Ok. Atunci, ce item să mă duc ca last item, last option? Ce te duci pe Yasuo? Nu știu, nici măcar nu cred că Bloodthirster ăsta era bun, nu cu nici Yasuo, sunt foarte curios. Și așa puteți să faceți și voi pe orice campion pe care nu sunteți siguri de build, în loc să vă faceți item random. Scriu .gg Yasuo și văd ce se duce lumea și văd dacă sunt de acord cu ce se duce lumea sau nu. Ok, Death Dance, Garden Angel, Phantom Dancer, Mortal. Dacă mi-aș face Death Dance acum ar fi puțin cam... Hai să-l facem ce are. E bun. Opa. Mamă, ce face echipa mea? Îmi fuge puțin stomacul, cea gen, n-am mâncat nimic azi. Încă și e ora 1. Nu știu când vedeți voi videoclipul ăsta. Actually, sincer, chiar nu știu când îl vedeți voi. Nu știu, e 1, e 2. Nu știu dacă avem stream azi, nu prea cred că avem stream azi. E sâmbătă, e o zi de sâmbătă, e o zi de... de relaxare, de... le știți voi, una alta. Da. Eu m-am dus aici în bază. Uite, ăsta e un play foarte prost, dar... adică aș putea să vă zic ce să faceți cu lead-ul, dar... gen... Come Drake and finish, use your brain silver. Mamă, ce supărat e băiatul ăla. Și dacă eu doar vreau să mă bat, ha? Mă mir că m-a prins aia, sincer. Ok, da. Mor la pierzanie, mă înțelegeți? Mor la boală, gen, mor la nimic, și ce zic? Adică, mă rog, bine, joc prost, joc groaznic de prost. Adică, nu, n-ar trebui niciodată să fiu aici bătându-mă 1 versus 5. Gen, să vă înțelegeți, e un play extrem de prost, nu faceți asta. O fac eu că, de ce nu? No, ce să zic, în general, dacă vreți să urcați în divizie, încercați să jucați jocul puțin mai mult, să înțelegeți fiecare campion ce face. Și nu vă mai jucați for fun, dacă vreți să dacă voi vreți să învățați jocul, nu vă mai, gen, atâta timp cât nu vreți să învățați jocul, nu vă mai plângeți că sunteți slabi. Dacă sunteți bronz, gen, nu încercați să câștigați, nu vă mai plângeți mai încolo că nu știu ce. Dacă nu vă dați duhul și tot ce aveți mai bun în fiecare meci, nu vă mai plângeți. Niciodată n-am citit abilitățile lui Yasuo. Actually, acum observ. Eu chiar n-am citit abilitățile lui Yasuo, gen, cât să înțeleg ce fac. Vedeți o altă chestie. E foarte bine să citiți abilitățile campionilor pentru că aflați chestii noi, mai ales dacă știți cum funcționează jocul. Bine, aici hai să jucăm puțin serios. Echipa mea pușează topul. Sunt 4 pe top, putem să facem 4-1. Adică eu pot să pușez botul. Numai că acum observa că nici n-am unde să-l pușez. Ok, bine, e tragic. Adică dacă ei pierd 4v2 acolo, nu e vina mea că nu m-am dus. E vina lor că nu pot să joace jocul.
Gen, nu era treaba mea să mă duc acolo să fac 5v2. Adică dacă au pierdut 4v2 e destul de tragic în sine. Actually, n-ar trebui să-mi omor toți minunii. Uite, echipa mea ce face în timpul ăsta. Bun, acum din moment ce echipa mea s-a dus în bază, eu nu mai am cum să stau aici, gen, să mă bat, pentru că n-ar fi bine. Pentru că nu mai avem prea nicăieri, nu mai am nimic, gen, unde să se ducă toată lumea. Adică e normal că toată lumea o să vină pe mine. Din moment ce singurul care e la ei în bază. M-au un aublu. Vreau să fac și eu bănuții puțin. Ei au două inhibitoare up. De ce îmi dă ping-uri Alistar, oare? El știe. Puteți să faceți baron. Uite, echipa mea vrea să facă baron. E super ok că vor să facă baron. Eu pot să stau în timpul ăsta sidelane și să forțez să pușez la ei în bază. Adică o să-i trag pe ei la mine. Nu o să mă duc prea deep, cât să stau gen safe, cât să nu mor. Just go baron. Gen, aici ei trebuie să facă o alegere. Ori se duc la baron, ori vin să mă oprească pe mine. Și gen, dacă se împart, o să piardă. Și gen, dacă nu se împart, oricum o să piardă. Deci au o chestie gen... E... Gen, ăsta e... Așa câștigi meciuri, efectiv. Îl vedem pe Kane că se bate cu toată echipa mea. În cazul în care cineva se va duce să-l ajute pe Kane, gen cum s-a dus Brand, eu pot să stau aici și să pun pressure la ei în bază. Eu o să fiu 1v3 aici, în timp ce ei sunt 4v2. 4v3. Ok, deci eu... Pardon, 1v4. Scuze, ți-am calculat, nu știu. Am fost 1v4 la ei în bază în timp ce ei l-au bătut pe Kane, adică junglerul. Adică ei pot să ia Drake-ul acum în pace. Mă rog, am luat destul pressure, am luat... și eu nu știu ce am luat de la ei, mă rog. Ați înțeles ideea. Echipa mea poate să ia acum Dragonul și nu mai are cine să-l fure pentru că nu mai au jungler. Ideea era să nu murim acolo, adică... Sincer, mă mir că am murit, mă așteptam să-i bat. A fost ciudat că nu i-am bătut, nu știu, au avut exhaust, heal, ceva? Nu, nu au avut exhaust. Nu știu ce și-o dat, dar mi s-a părut foarte ciudat, gen... Mi se părea că trebuia să-i bat acolo, am prins... I-am prins și pe Zyra și pe... Draven în ultă. Ciudat. Chiar mi s-a părut ciudat că nu i-am bătut acolo, sincer, mă așteptam să-i bat pe toți trei. Ciudat. Ok. Acum că avem baronul. Mă rog, au ei baronul, că eu nu l-am. Nu mai avem inhiburi, dar putem să facem din nou pressure cu baronul la inhiburi. Ok. Au luat un inhib, putem să luăm și pe celălalt. Ar trebui să pușăm topul cu baron, dar nu am baron să mă duc pe top să pușez. Da, văd că dăm end direct. O mori și Kane. Pot să mă bag și eu aici. E destul de endable. Rengar și-a dat ulta. Am tornada. Rengar sare pe Nocturne al meu, care e singurul fidat. Bro, dar toți au flash? Bun, și s-a dat și end la meci. Ușăm minionii frumos, au dat FF. Bun, no, ăsta a fost meci, sper că v-a plăcut. Ați înțeles ideile, una alta, sper că a fost un video destul de bun. Mamă. Nu mai știu ce videoclipul să fac, sincer. Doamne, nu știu că a ieșit, a fost bine, v-am explicat una alta. Ei, dacă sunteți interesați de mai multe detalii despre League of Legends sau cum... Dacă ați vrea să învățați League of Legends și ați vrea să aveți un coach, e bine, fac și coaching pentru doar 10 euro pe oră, basically o oră jumătate, mă rog, o oră 20, cam așa, în care vă explic ce ați putea schimba ca să jucați mai bine pe viitor. Adică nu e coachul ăla clasic, gen prost, în care intri în match și gen îți zice ăla ce să faci în match și gen atât. Și după aia match-ul viitor e total altă situație și tu nu mai știi ce să faci. Nu, e coach de gen viitor, cum ar veni. Nu, stați liniștiți că știu și eu cum să mă ocup. Bun, mersi mult că v-ați uitat la video. Dacă sunteți interesați de coaching, puteți să-mi dați mesaj în privat sau în privat oriunde, pe Facebook, pe Discord, pe Insta, le aveți în descriere.
Vă pup și ne auzim mâine cu un nou video, probabil. Dar astăzi nu știu sigur dacă live. Vom vedea. Dacă vedeți live-ul programat, e acolo. Dacă nu, aia. Vă pup. Ne auzim. Pupici.